În data de 5-10-2011, pe bulevardul Mihai Viteazu din Zalău, în fața Școlii Generale Simeon Bărnuțiu, un motociclist a pierdut controlul ghidonului și s-a răsturnat pe carosabil, suferind vătămări corporale. Din primele cercetări, din declarațiile martorilor oculari, rezultă că nu a avut contact cu niciun alt autoturism, s-a speriat, a căzut și s-a rănit singur. A fost transportat la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale, iar cercetările vor continua pentru soluționarea cauzei și stabilirea exactă a...